No. E timpul iar? Da. Lumea are nevoie de o recenzie. Love it. Deci am vorbit de Joaquin Phoenix, cum arată, cum ar putea fi, am făcut reacții la trailer, am vorbit despre trailer, am vorbit despre posibilități, despre ce fac ăștia de la DC, despre regizori că a făcut doar comedii și unele nu foarte grozave și cum istoric cu DC, nu știu ce, am ajuns la momentul adevărului. Joker, varianta 2019 cu Joaquin Phoenix în rol principal, așteptări versus ce am primit. Fără spoilere, azi. Și să nu credeți că deviez foarte mult sau că iau pe arătură și nu trec direct la recenzie și la cum a fost filmul, prin a spune că Joker este probabil personajul meu preferat negativ. Voi, cei care mă urmăresc de mult timp, au prins chestia asta. Este, după părerea mea, cel mai bun personaj negativ și cu cel mai mare potențial, bineînțeles, de a fi făcut film despre el, a să apară în benzi desenate, să fie povești pur și simplu. Probabil îmi place foarte mult din Batman Animated Series, din seria animată cu Mark Hamill, care îi făcea vocea, și cu Kevin Conroy, care era Batman. Și după aia, bineînțeles, a fost și trilogia The Dark Knight cu Heath Ledger și ajungem imediat și la o comparație și la chestii de genul ăsta. Dar nu mă așteptam să-mi placă mai mult decât mă așteptam. Nu mai aveam așteptări deloc, chiar dacă din trailer părea că, ok, Joaquin Phoenix o să facă foarte probabil un rol extraordinar, că există un potențial foarte mare cu asta, că se vede că o să fie întunecat și serios și un ton din ăsta serios, nu știu ce, nu mai aveam așteptări, adică poate mă gândeam, da mă, o să facă despre un univers paralel în care e o poveste separată, cum ar fi dacă Joker ar fi așa, știi, mai în anii 80, mai nu știu ce, adică mai în trecut, să fie ceva diferit, știi, cum ar fi o poveste separată despre Joker, dacă s-ar fi întâmplat așa, dar nu. Este mai mult de atât, nu o să intru în spoilere, nu mă așteptam să fie mai mult de atât, nu mă așteptam să-mi placă subtilitățile băgate în film, adică cum au explicat, este până la urmă o poveste de origine mai mult decât crede. Deci mergeți să vedeți filmul, pur și simplu mergeți să vedeți filmul. Este atât de bine bazat în realitate. Asta vreau să spun cu subtilitățile, adică ce știm despre Joker, râsul, machiajul, nebunia, sunt atât de bine explicate prin nu o să spun prin ce și ce au folosit, că o să fie foarte mișto să le vedeți în film, foarte majoritatea nu știți nimic despre film și nu vreau să dau absolut nimic. Sunt atât de bine explicate în film, sunt atât de bine merg în realitate și totul se ia în serios. Nu cred că pot să pun accentul mai mare pe chestia asta. Totul se ia în serios. Oh, cât de bine se simte. Așteptam glume de căcat, așteptam glume din astea penibile să te scoată din atmosferă, să nu știu ce, chiar dacă nu se potriveau deloc, adică la un moment dat era în genul, n-are cum să se întâmple chestia asta, dar tot mi-era frică că o să exagereze, că o să scoată din atmosferă prin nu știu ce porcării de situații care nu s-ar fi întâmplat niciodată. Nu, sunt niște glume. Există niște glume, dar sunt negre, este comedie neagră, este o tragică comedie de fiecare dată și unele sunt atât de amuzante, dar îți vine să râzi și după aia ești... Ai de capul meu, știi? Umor negru excelent pentru Joker, excelent, în rest este o tragedie, nu este atât de mult despre Joker, personajul, cât este despre un personaj. O poveste tragică a unui personaj nu exagerează cu tragedia, adică nu e din aia în care gen aoleu a făcut aia, aoleu și a pățit aia, aoleu știi și gen ești gen aoleu, nu, e mult prea trist, e mult prea nu știu cum, nu, este atât de bine structurat scenariul. N-aș vrea să zic neapărat regia, dar structura scenariului și ce au introdus și cum le-au introdus te face să nu fii și să nu-ți pară atât de rău, să te simți prost, să te simți inconfortabil în cinema. Nu, este o tragedie, îți intră pe sub piele, este foarte tulburător să spunem, dar nu e tulburător la modul bolnav, la modul exagerat. Joaquin Phoenix este filmul, e pur și simplu duce tot filmul. Tot timpul e pe ecran și tot timpul este...
centrul atenției, ține totul pe umeri, absolut tot. Nu zic că regizorul și scenaristul n-au avut, au meritul lor foarte, foarte mare. Dar dacă nu ar fi mers personajul lui, nu ar fi avut posibilitatea, pardon, actorul n-ar fi avut posibilitatea de a reda ce trebuie pentru a ieși ce filmul ăsta, dacă n-ar fi avut bagajul emoțional și dacă n-ar fi avut gen talentul și mimica și pur și simplu să realizeze personajul ăsta dementul, burat, bolnav mental, așa, n-ar fi mers și merge perfect. Joaquin Phoenix, nota 10 pentru performanța asta. N-am mai ieșit de mult de la un film și impresionat și cu niște chestii pe care mi le-a lăsat filmul, pe care să vreau să le reproduc, adică râsul, niște replici. N-au mai fost de mult replici, poate de la, nu știu care a fost ultimul, dar mă rog, vorbind despre universul Batman, Gotham, DC, nu știu ce, de la trilogia lui Nolan n-am mai avut unele replici care să pot fi citate mai târziu, sau cum am zis, râsul ăla o să vă placă foarte mult și ce-au făcut cu râsul e genial. Dar mai ales povestea de origine, care deși credeam că o să fie ceva total separat și total, e mai mult de atât, atât o să spun, e mai mult de atât și a fost, nu e foarte mult, adică nu ți oferă ceva gen wow, dar pentru mine a fost un pic wow, pentru că nu mă așteptam să facă chestia asta, nu, chiar a fost atât de mișto când am văzut, la un moment dat, când am văzut anumite scene, mai ales spre sfârșit, eram, eram, mamă, cât de fericit, adică eram gen, bă, bravo, bravo. A fost mai mult decât mă așteptam. Pur și simplu, deși arăta bine de la început, se vedea din trailer că o să arate bine imaginea, regia, cadrele, pur și simplu cromatica, totul, da? Deși se vedea că o să fie făcut la o calitate superioară, să zicem, nu mă așteptam, inclusiv Joaquin Phoenix, care, ok, aveam, erau șanse, erau un procent foarte mare să fac o treabă foarte bună, nu mă așteptam să, cu toate astea, să mă impresioneze mai mult sau să-mi dea ceva, știi, un impact mai mare. Mi-a plăcut foarte mult direcția și felul în care crește personajul și nu mă refer doar din punct de vedere psihologic, pentru că este o dramă psihologică, clar, este o tragedie, dar este a unui personaj, este o dramă psihologică până la urmă la bază, filmul ăsta, nu thriller, nu, dramă psihologică, dar mi-a plăcut atât de mult cum, în ce direcție au luat, adică e atât de subtil, e atât de, nu știu, aș vrea să zic amuzant felul în care crește personajul, nu psihologic ce ziceam, ci pur și simplu cum crește și ajunge un simbol și ajunge, știi, să influențeze societatea, chestia genul, mi s-a părut atât de mișto modul în care a ajuns acolo, foarte diferit, foarte original de ce ne-am obișnuit noi până acum. A fost foarte originală construcția și evoluția personajului. Nu e pentru toată lumea, adică ritmul e lent. Pentru mie nu mi s-a părut lent deloc, adică mi s-a părut foarte bine făcută toată evoluția personajului, toată construcția scenariului, personajului, lumii, poveștii, pur și simplu, foarte bine. Dar înțeleg de ce, dacă poate n-ai nicio idee despre Joker, n-ai nicio idee despre universul DC, n-ai idee despre personajele respective, poate ți s-ar părea gen, adică cine nu știe nimic, cred că n-ai, s-ar părea poate lent, sau cine se așteaptă la ceva, nu știu, o poveste clasică, Joker nu este o poveste clasică a personajului pe care am ajuns, de la care am ajuns să așteptăm anumite chestii, nu este spre comercial. Nu este nici prea profund în sensul de să nu înțelegi nimic și artă de dragul artei, nu știu ce. Nu, nu, nu. Este spre comercial, să zic, e un pic spre comercial, dar e pentru anumite gusturi, poate? Sau pentru anumite persoane? Sau pentru o anumită experiență? Adică, cui i-a plăcut varianta Jared Leto, Jokerul Jared Leto din Suicide Squad, n-o să guste deloc ăsta, probabil. Da, adică dacă îți place foarte mult direcția aia, s-ar putea să nu-ți placă deloc direcția asta. Dacă îți place Heath Ledger, Jokerul lui Heath Ledger,
E foarte posibil să-ți placă și varianta Joaquin Phoenix Joker, pentru că sunt la același nivel, după părerea mea, sunt la același nivel cu ce au reușit să facă cu personajul respectiv, doar că în direcții diferite. Și o să înțelegeți de ce, mai ales după ce vedeți filmul, pentru că nu este un Joker clasic. Atât o să spun fără să fie... Da? O să înțelegeți de ce nu există comparație. Dacă comparăm actorii, nu pot să găsesc, adică la fel, contează și spre ce a mers fiecare, pentru stilul și ce a fost nevoie în The Dark Knight, Heath Ledger nota 10. Pentru stilul și ce a fost nevoie și ce direcție a avut Joaquin Phoenix în Joker 2019, perfect, nota 10. A avut toate trăsăturile, toate bilele albe pe care trebuie să le aibă un personaj negativ pentru a fi un personaj negativ puternic și foarte bun. Ai empatizat cu el, îl înțelegi, înțelegi de ce a făcut, înțelegi motivația, înțelegi cauzele, dar în același timp nu poți să nu-l vezi ca personaj negativ prin acțiunile lui, prin unele acțiuni ale lui, unele ești total de acord, poate. Și are la un moment dat un monolog spre sfârșit în care își pur și simplu varsă nervii, în care ești, da, ok, da, ai absolut, absolut. Și mai ales poate ți-e frică de el. E o prezență, ți-e frică, e o scenă la un moment dat, tot așa, fără spoilere, în care e atât de amuzantă situația, dar este un umor negru, nu a depășit deloc încât să o dea în parodie, ce ziceam de umor, că a fost exact ce trebuie, când trebuie și foarte, foarte luat în serios. Nu au fost personaje care jucau știind că sunt în film, știi, și doar de dragul. E o scenă foarte amuzantă, neagră, umor negru, dar foarte amuzant și perfect a fost executată, perfect. Nu știu de ce e atât de greu pur și simplu să iei niște personaje și un film în serios în zilele de azi. Nu înțeleg de ce. Sunt și câteva twisturi foarte bune, twisturi care intră atât de bine în anatomia scenariului încât parcă nu le vezi neapărat ca twisturi, ci pur și simplu le vezi ca niște chestii. Știi așa, niște reacții gen îți supraîncălzesc și te creierul, știi, pentru că vrei să procesezi chestia. Nu vă imaginați acum cine știe ce explozie de... Nu, dar sunt niște twisturi foarte bune, pur și simplu, niște chestii băgate foarte bine. Ai putea să zici că sunt ușor convenabile, că prea asemănător cu Star Wars, prea toată lumea are legătură cu toată lumea importantă, știi? Dar nu deranjează, nu exagerează, nimic parcă nu e exagerat. Unele chestii poate sunt la limită, dar asta nu înseamnă că nu este bine. O să fac o recenzie cu spoilere, o să vină și o recenzie cu spoilere, în câteva zile, presupun, o să văd când reușesc și să mai vadă și lumea, mai multă lume filmul. Pentru că sigur îmi scapă chestii, sigur nu-mi dau seama acum ce... Și mai mult ca sigur filmul ăsta o să fie parcă din ce în ce mai bun. Adică la cald e bun și la rece și procesat și poate văzut de mai multe ori o să fie și mai bun. N-are valoare de revizionare foarte mare și asta ar mai fi o chestie, adică îl vezi o dată, poate maxim de două ori. Nu știu, depinde, trebuie încă să mai procesez informația asta, se schimbă, cu timpul se va schimba chestia asta mai mult ca sigur. Nu o să pot să-i dau ceva maxim, dar pe la un plus 9 sau minus 10, nu știu pe unde să mă aflu, undeva pe acolo, lumea o să se ducă spre 10, o să fie multă lume cu 9, sigur o să fie și destui cu 8, dar... Eu sunt între 9 și 10, sunt undeva la un 9++, poate ceva acolo. Pentru Joker nu mă așteptam să fie chiar așa de sus. Bravo, bravo, bravo. În sfârșit, Warner Brothers, în sfârșit.
În sfârșit. Sunt și câteva metafore, mai ales cu scările respective, când le urcă, le coboară, nu o să zic la fel că poate sunt mici spoilere, să zicem, nu chiar, dar mă rog, au fost niște metafore pe care iar o să intru mai mult în recenzia cu spoilere, care mi s-au părut foarte, foarte mișto. Trebuie să-l vedeți și vorbim mult mai pe larg în recenzia cu spoilere despre ce mișto a fost aia, ce mi-a plăcut, chestii că au făcut aia, ce au făcut acolo și așa. Nu intrați acum cu așteptări foarte mari, pentru că e periculos. Intrați cu mintea deschisă pur și simplu și așteptați să vedeți o interpretare, o direcție originală și nouă și foarte subtilă a personajului Joker și o poveste de origine foarte interesantă, foarte interesantă. Aștept comentarii, păreri aici și mai ales la recenzia cu spoilere, dar hai aici să vorbim deocamdată. Până data viitoare, mulțumesc foarte mult. Nu uitați, dacă vă place ce fac, Patreon, linkul în descriere, un ajutor oricât de mic este foarte, foarte binevenit și de mare ajutor. Mulțumesc foarte mult, vizionare plăcută, pupa da pa, da pa da pa. Poate nu se vede la fel de bine că e verde părul pe verde fundal, dar se vede și tulburător totuși.